Volumul 57 din revista Apollo, numărul de istorie, sau Sedes Historia, se deschide cu un segment dedicat aproximativ anului 1918. I-am spus noi, primul Alba Iulia, tu Trianon. Adică, întâi Alba Iulia, apoi Trianon. Plaja aceasta temporală, anii primului război mondial, unirea de la Alba Iulia, evenimentele care s-au succedat ei până la încoronarea regelui Ferdinand au constituit mereu în paginile revistei Apollo un subiect predilect. Iar aceste tematici au revenit cu putere, aș spune, în ultimii 3 ani, mai ales după centenarul Unirii. Astfel că există 7 articole în paginile revistei, cu asta se deschide revista, cum spuneam, dedicate acestor subiecte. E vorba despre colaboratorii noștri din Ucraina care semnează un articol despre o misiune diplomatică ucraineană în vederea conferinței de pace de la Paris, dar misiune care s-a desfășurat în Statele Unite și în Canada. Aveți de asemenea portretizați câțiva fruntași, câteva figuri legendare ale orașului Alba Iulia, implicate, unioniști. Implicate în Uniunea de la 1918 este cazul protocopului greco-catolic Vasile Urzică, omul care a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului Național Român local, Consiliul din Alba Iulia, atunci în toamna și în luna decembrie 1918. De asemenea, un portret sau un studiu destul de aprofundat legat de personalitatea primului primar român al orașului Alba Iulia, și anume Camil Velican, avocatul Camil Velican, important și prin implicarea sa efectivă, dar și prin faptul că multe momente decisive, hotărătoare, s-au ținut la locuința lui. Nu o să intru în prea multe detalii, oricum o figură, spuneam, proeminentă pentru orașul Alba Iulia. Avem de asemenea și un studiu despre cum s-au desfășurat lucrurile la Praga, tot în toamna lui 1918, când soldații români, veterani, au format acele gărzi naționale române și s-au implicat și ei decisiv în pacificarea vechiului Imperiu Austro-Ungar. Vorbim de asemenea într-un alt articol despre cum s-a desfășurat drumul participanților spre Alba Iulia, cu căruțe, cu trenuri, chiar cu automobile, pe jos. Deci tot genul acesta de deplasare, cum s-a desfășurat, cum au venit oamenii grupați sau mai puțin grupați spre adunarea națională de la Alba Iulia, și discutăm în egală măsură despre participanții mai puțin cunoscuți din județul Mureș, cei care au venit la Unire. Și ne interesează, că tot am pomenit Trianonul, și cum s-a reflectat conferința de pace de la Paris, dar în speță tratatul de la Trianon, în publicistica, în presa maghiară, dar din Transilvania, nu cea din Ungaria. Existau numeroase periodice, ziare, la vremea respectivă, care apăreau la Arad, la Cluj, etc., de limbă maghiară, și care, sigur că aveau poate anumite presiuni locale și poate nu relatau întotdeauna asemănător cu modul în care relatau cotidianele din Budapesta sau din restul Ungariei. Deci aveau specificul lor. Deci toate aceste lucruri le discutăm în acest prim segment dedicat anului 1918. Numărul 57 din Apollo, seria Istorie și Patrimoniu, continuă, mai bine zis, confirmă tradiția, vocația acestei reviste, revista Muzeului Alba Iulian, o revistă a cărei poveste începe acum mai bine de 80 de ani, și a trecut prin toate vitregiile istoriei, prin blestematul secol 20, care a devenit tot mai complicat, tot mai tragic în a doua lui jumătate. Revista, așa cum i-am zis, nu, a cărui tradiție începe acum mai bine de 80 de ani, cu fiecare număr nu se îmbogățește și abordează noi și noi teme. Dacă prima parte e cumva o tradiție, nu, să fie dedicată momentului 1 decembrie și Unirii petrecut aici la Alba Iulia, alături de contextul internațional și tot ce s-a petrecut atunci, nu, e cumva secțiunea dedicată subiectului principal, obiectivului, temei principale a Muzeului Unirii, după cum îi spune și numele,
Regăsim în acest număr și alte zone, alte șantiere de cercetare. În primul rând, un consistent capitol dedicat perioadei comuniste și avem 4 articole semnificative care abordează teme noi, chiar puțin, pe care le regăsim puțin cercetate în istoriografie și mă refer în primul rând la un articol dedicat penitenciarului din Alba Iulia, a existenței lui de la 1907 până în 1968, iar apoi 3 articole dedicate, pe de-o parte un articol ce urmărește modul cum dosarele de securitate, documentele securității construiesc povești, nu, și cu ajutorul lor, cum putem recompune cu ajutorul lor biografii din universul concentrațional comunist, așa cum a zis, un articol dedicat lui Benedict Ghiuș, părintele lui Benedict Ghiuș, un alt articol dedicat unei teme sensibile, respectiv colaboraționismului în închisorile comuniste, un articol care radiografiază fenomenul turnătorii a celor care au colaborat, deținților închiși care au colaborat cu administrația și cu securitatea, și nu în ultimul rând, un articol al lui Liviu Pleșar, cercetătorul CNSAS, cu origini alba-iuliene, în care radiografiază, scanează politica de cadre și structura organelor de securitate din raionul Alba Iulia și raionul Aiud și Sebeș, ceea ce am putea numi astăzi județul Alba Iulia, dar în perioada anilor 50-60 până la reforma administrativă din 68, erau raioane în cadrul regiunilor Hunedoara și Cluj. De asemenea, regăsim două secțiuni foarte importante dedicate ceea ce am putea numi istorii culturale, respectiv viață privată, loazir, istoria sportului, istorie locală, istoria bisericii, memorii, biografii. Și aici aș aminti câteva articole de la Bera în Transilvania, istoria sportului, și mă refer la partidele de fotbal în perioada interbelică dintre România și Ungaria. De asemenea, însemnări ale unui protopop din zona Albei, din Bucer de Avănoasă. Și nu în ultimul rând, așa cum am spus, un alt capitol special, o altă secțiune specială dedicată etnografiei, demografiei, poate mult spus științelor auxiliare ale istoriei, dar aceste zone, din domenii din zona științelor sociale care ne ajută să recompunem, nu, să descoperim, să aprofundăm mai bine trecutul. Și mă refer un articol al colegii noastre, Adriana Țuțoianu, dedicat superstițiilor și descântecelor din zona Albei, mai precis a Galdei de Jos, dar și un articol dedicat evoluției demografice din zona munților Apuseni, mai precis a comunei actuale Avram Iancu, și nu în ultimul rând un articol dedicat diasporei, am zice, unei diaspore uitate, semnat de Ioan Cârja, profesorul clujan Ioan Cârja, despre italienii din Alba Iulia. Doar am amintit câteva din titlurile care se regăsesc în volum. Așa cum am spus, îi confirmă vocația acestei reviste, care radiografiază un spectru mai larg din al cercetărilor istorice, pe de-o parte în plan metodologic, al unor noi abordări, al unor noi discipline și al unor noi teme, așa cum am spus, puțin cercetate și care dau o consistență an de an, aceste noi cercetări, aceste noi șantiere de lucru dau o consistență prestigioasei reviste Apulum, nu, care a ajuns la un frumos număr 57 în anul 2000, pe anul 2020. Misiunea conservării și restaurării este aceea de a preveni deteriorarea obiectelor de patrimoniu și a le reda starea de sănătate. De aceea, consider că este foarte importantă valorificarea științifică prin publicarea de studii. În acest sens, trebuie să menționez contribuția colegilor mei, Monica Druța, Sorina Vojou, Codruța Leahu, Gina Olariu, Sidonia Olea și subsemnata, care au publicat în revista Apulum 2020 secțiunea Conservatio et Restauratio. Aceasta cuprinde lucrări realizate în funcție de natura materialelor din care sunt confecționate obiectele de patrimoniu organice și anorganice, respectiv carte veche, textile, piatră, conservare și investigații.
Apulum 57, series istoria et patrimonium, suplementum, este suplimentul părții de istorie al volumului editat de Muzeul Național al Luminii din Alba Iulia, un volum editat cu ocazia conferinței Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național desfășurată la Alba Iulia în anul 2019. Conferința a avut două secțiuni dedicate materialelor adiacente, să spunem, vechilor tipărituri, asta însemnând ex librisuri și foi volante, ca și categorie distinctă de tipărituri vechi. Participanții la conferință au atins subiecte care țin de evidența cărților sau descoperiri de tipărituri noi, care au fost adunate ca și contribuții în prezentul volum. Acesta are 244 de pagini și a fost tipărit în condiții grafice excepționale. Materialele, conținutul științific al acestora, aparțin colegilor din centre de cercetare precum Alba Iulia, Oradea, București, Satu Mare, Tulcea și practic sunt aceste lucrări susținute la conferință. Unele dintre ele ne atrag atenția prin primele evidențe ale bibliotecii celebrei contese Susanna Bethlen de Iktar, soția contelui Samuel Telechi, cancelar al Transilvaniei, tipuri de exlibrisuri folosite de proprietarii de cărți sau de colecționari, nu? Contribuții referitoare la tipărituri, în special acte, singhelii, descoperite recent în bibliotecile din spațiul românesc, dar necunoscute bibliografiei de specialitate. Dintre contribuitorii la prezentul volum, îi amintim pe doamna Clara Lazoc, doamna Eva Mârza, Andreea Mârza, cu mențiune specială pentru părintele Policarp Chițulescu de la Biblioteca Sfântului Sinod, Smaranda Cutean, Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea, Lăcrămioara Manea și alții. Volumul poate fi achiziționat direct de la sediul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia sau de pe platforma electronică seol.com.